Da, este adevărat. M-am înscris în competiția internă din Partidul Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului Suceava, pe principiu că orice competiție poate aduce noi idei și soluții. Am fost, sunt și voi fi un om de echipă. Iar din echipa mea fac parte sucevenii. Nu intenționez să candez împotriva cuiva, ci vreau doar ca vocea noastră să fie mai bine auzită. Acesta este mesajul pe care viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, prim vicepreședinte al organizației municipale PNL Suceava, l-a transmis presei, alături de cererea de candidatură și revenire la aceasta, în care a explicat exact ce procedură trebuie urmată pentru stabilirea candidatului Partidului Național Liberal, conform statutului. În mesajul video, Lucian Harșovski mai menționează că este de părere că până acum au fost făcute lucruri bune care trebuie continuate, însă fără limite și piedici. Clipul se încheie cu o serie de discuții surprinse în timpul vizitelor în teren, discuții în care unii suceveni îl îndeamnă să candideze pentru funcția de primar. Vă așteptăm să fiți primar! Vă salut! Nu aveți ce primar. Nu numai vigim, și primar. Acum vorbeam cu o sora mea, vezi candidat la primărie aici să mai... Ești un băiat tânăr acolo pe scaunul ăla. Așa spuneți dumneavoastră? Să fiți primarul nostru. Stați, nu știți, fim sănătoși. De cealaltă parte, primarul în exercițiu a explicat săptămâna trecută motivele pentru care candidează pentru încă un mandat. Eu chiar pun atât la suflet la aceste proiecte ale primăriei. Așa cum se știe, dimineața ora 6:30-7 cel târziu sunt la primărie și lucrez zi de zi la aceste proiecte. Da, am această dorință de a mai candida încă o dată la funcția de primar. Nu dintr-un orgoliu personal, am fost ați ani de zile primar și le mulțumesc sucevenilor că m-au votat, m-au suportat. Dar vreau să vă spun că chiar este o problemă reală implementarea acestor fonduri europene și este un lucru care, așa cum am spus și altă dată, eu am inițiat aceste proiecte, dar să vă spun lipsit de modestie, eu știu cel mai bine cum pot fi duse la sfârșit și nu este simplu. Nu este simplu deloc pentru că, vă spun, la proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență sunt niște costuri neeligibile enorm de mari, 30-50% din proiect. Nu vă spun cât șah fac în fiecare zi financiar ca să ne mutăm într-o parte în alta, să meargă proiectele înainte. Da, cât privește, așa cum se știe, eu am fost votat de două ori în birou, o dată în birou permanent județean și în comitetul director, ca fiind candidatul primăriei municipiului Suceava la alegerile locale din anul 2024 din partea Partidului Național Liberal. La fel, la nivel național, s-a votat o decizie prin care spune că toți primarii în funcție mai candidează încă o dată. Ca atare, eu văd de candidatura mea, îmi văd de proiectele mele. Mă rog, prima dată când am candidat, am avut următoarea lozincă electorală. Știu exact ce am de făcut. Deci știu exact ce am de făcut. Sigur, cei care decid sunt sucevenii. Eu îmi văd de treaba mea, îmi văd de strategia mea și restul fiecare cum vor vrea.